numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, mult bine poate face un om. Mult bine. Dacă vrea, dacă are credință și dacă are dragoste. La mulți poate face bine un om. La mulți. Și de mult bine se poate bucura un om. Pe mulți poate ridica prin binele făcut. Pe mulți. Vorba ta, omule, poate ajuta pe mulți. Fapta ta, omule, poate ajuta pe mulți. Gândul tău poate ajuta pe mulți. Gestul tău poate fi spre ridicarea multora și spre luminarea multora. Lumină poți fi tu pentru mulți, creștinule. Dar și întuneric poți să fii. Și nu-i bine. Bucurie poți să fii pentru mulți, creștinule. Și ajutor poți să fii pentru mulți. Izbăvire poți să aduci multora. Și cădere poți să fii pentru mulți. Și nu-i bine. Ridicare poți să fii pentru mulți. Și de tine depinde fapta ta, cum este ea. De credința ta depinde ea, cum este fapta. La tine este izvorul faptelor. Azi avem o evanghelie și ne arată cum poate fi omul bun și credincios. Evanghelie deosebită, plăcută și ziditoare. Și ne se spune următoarele la Matei 8:14. În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul, se va tămădui servitorul meu, căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și zic acestuia: du-te, și se duce, și celuilalt: vino, și vine, și servitorului meu îi zic: faci asta, și face. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și a zis celor care veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi izgoniți în întunericul cel mai din afară, lor va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și Iisus i-a zis sutașului: du-te, după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela. Mulți oameni pot fi în încercare.
Și mult depinde dacă au cine să-i ajute. Unul are nevoie de o cană de apă, altul are nevoie de o farfurie de mâncare, altul are nevoie de căldură, că iarnă și frig. Altul poate are nevoie de un medicament, nu poate să meargă să-l cumpere sau n-are pe ce. Altul are nevoie să fie dus la medic. Un altul poate stă pe pat și nu poate umbla. Altul nu poate mânca singur. Fiecare cu durerea lui, fiecare cu încercarea lui. Și pot fi multe și deosebite. Vedem azi însă în Evanghelie un slujitor ajuns în neputință și se chinuia grozav. Oare cine să-l ajute? Ceilalți slujitori. Dar la el se gândește stăpânul lui. Poate mult timp a stat la pat, multe apătimii și-a suferit, dar stăpânul lui, care era în armata romană, era sutaș, ținea la el, îl iubea, căci era om cu credință în Dumnezeu, om, și credea în Iisus Hristos. Dar acel sutaș a auzit de Domnul Iisus, bineînțeles, a auzit ce minune a făcut, ce a lucrat, ce a învățat și aude că vine iarăși în cetatea lor. Bineînțeles că el, auzind că e acolo, aleargă la Domnul Iisus Hristos. Aleargă cu toată nădejdea. Așa face el. Aleargă. Dacă Iisus e acolo, și-a zis în sinea lui, nimic nu e pierdut. Așa crede el și de aceea aleargă. Poate fi făcut sănătos al meu slujitor. Merge. Se roagă pentru acel slujitor la Iisus Hristos. Se roagă. Și e și smerit. Și credincios este tare. Iar Iisus, Domnul nostru, îi spune scurt, zice, voi veni. Dar slujitorul, acel stăpân, însă era smerit. Ce spune el? Doamne, nu sunt vrednic să vii. Zi doar cu cuvântul. Eu cred că tu poți, că tu ești Dumnezeu. Tu ești stăpânul. Tu poți porunci la orice, și la boală, și la vânt, și la apă, și la orice poți porunci. Că tu ești Domnul și Dumnezeu. Poți. Eu cred asta. Credea. Vedem că avea dragoste de om, acel sutaș. De aceea vine. Nu-și trimite un alt slujitor sau un ostaș să meargă la Iisus, ci vine el personal. Vine el, se zmerește el, că-și iubea slujitorul. Cu credință, cu smerenie, cu dragoste, toate erau în el. Ce mult lucrează el. Și Domnul Iisus Hristos, vedem că scrie aici că îi apreciază credința lui și smerenia lui. Și o spune asta deschis. Să o știm și noi. Ca și noi să fim la fel. Noi l-am putea compara într-un sens cu acel samarinean milostiv.
el putea să nu-și bage în seamă slujitorul, că îl putea vinde, putea lăsa să moară, lua altul, dar nu o face. Iubitor de oameni, îl putea vinde sau ucide, să nu-i pese de el. Dar inima lui era altfel, altfel, cu credință. Și el nu poate face un lucru rău la acel om și să-l lase așa, când putea să-l ajute. Vedem că el a pus inimă când vine să se roage. A pus suflet când vine să se roage. Dorință bună. Credința lui lucra prin iubire. Ce mare lucru este acesta. Și cum o face el. Vedem că depune efort, aleargă, că vrea. Vrea să meargă el singur și vrea ca lui slujitor să fie din nou sănătos. Cândva vedem că are la Domnul Iisus Hristos un tată, pe unui copil, și se roagă să-l ajute. Era un tată. Se roagă pentru copilul lui propriu, că-l dorea, că era lui, copilul lui. Și acel tată voia să fie sănătos. Acest sutaș nu era tată la slujitor, dar aleargă cu credință la Iisus. Aleargă cu nădejde. Știa că se împlinește cererea lui, că pune ce trebuie. O face. Cândva o mamă aleargă la Domnul Iisus Hristos să-i ajute fiica. Iar Domnul Iisus Hristos, știm că i-a vindecat-o, dar mama a luptat, dârză, până la capăt, nu s-a dat bătută de nimic. Vedem că i-a ajutată. Era mamă. Acest sutaș nu era mamă, nici tată. Era doar stăpânul acelui slujitor. Dar dă dovadă de suflet mare. Dă dovadă de om cu credință, de om cu iubire, dă dovadă că l-avea pe Dumnezeu un suflet. Dă dovadă de asta. Deși era numit între păgâni, dar arată. Ce mult arată el prin fapta lui. Era sutaș, era un stăpân, dar aleargă pentru sluga sa. Merge acolo, stăpânul lucrează pentru slugă și nu o face cu răceală, nu cu răceală, ci cu dorință arzătoare ca să fie ajutat. Face rugăciune și își spune necazul, era necazul lui, că vedea pe acela suferind grozav, era și necazul lui. Vedem că era necăjit și necazul lui aleargă ca acela să fie ajutat și arată și smerire. Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine. Vedem că Dumnezeu pe cei smeriți îi ridică. Îi ridică. Cu cei credincioși este. Totdeauna este și va fi. Îl putem compara într-un fel, iarăși, pe acest sutaș, într-un fel, cu Avraam din legea veche. Avraam avea un nepot și la nepot îi dă să aleagă pământul care vrea el. Care vrea? Și alegi tu ce vrei și ce rămâne îl iau eu. Îi dăruia. Avraam era omul credinței, omul lui Dumnezeu. Și Avraam o face.
Apoi, când Lot este luat în robie, Avram ce face? Își ia toți slujitorii și își pune în joc viața proprie pentru Lot, să-l elibereze din robie. Și o face. Pe gratis. Și l-a duce înapoi pe acela la casa lui, să stea înapoi acolo. Avram, omului Dumnezeu, cum se dăruiește. Și sutașul n-avea un nepot, ci un slujitor. Ce înseamnă să fii omului Dumnezeu cu credință? Ce înseamnă? Te dăruiești, te jerfești, lucrezi, alergi, faci și fără plată. Așa a făcut sutașul din Evanghelie. De aceea Domnul Iisus Hristos îl laudă pe el și la adresa lui are cuvinte deosebite când spune: nici în Israel n-am găsit atâta credință. Dumnezeu din cer vorbește. Iisus ca Dumnezeu grăiește și laudă pe acel sutaș. Nu oamenii. Poate oamenii l-ar fi vorbit de rău, dar Iisus spune adevărul. Cum este? L-arată. Și de lăudat. Și se vede credința lui în fapte, nu în vorbe. Iar smerenia lui se vede și în vorbe: Doamne, nu sunt lenit să vii și nu trebuie să vii, că, Doamne, sunt păcătos, nu sunt lenit să vii la mine în casă. Dar și credincios: Doamne, eu cred că cine ești Tu și de aceea nu sunt vrednic să cobor la mine, smeritul, nu sunt vrednic. Și credincios și smerit și cu nădejde. Toate sunt puse acolo, virtuți deosebite, credința, nădejdea, dragostea, sunt de la el și fapta care o face, că aleargă, și rugăciunea ce o pune. Vedem ce înseamnă să fii om cu inimă mare și cu suflet bun. Cândva Iosif a fost vândut de frații lui să fie rob, dar mai mult să scape de el, să scape pentru totdeauna. Rob a fost acolo, în casă la acel slujitor al faraonului. Ajunge în temniță, închis, și suferă, și suferă, și rabdă, că frații lui au fost răi cu el. Dar Dumnezeu lucra cu el, că era credincios și era și bun. Iată, Dumnezeu îl ridică din temniță, după faraon devine cel mai mare în Egipt. Fiind foamete, merg frații lui acolo să cumpere mâncare. Și el îi cunoaște și iubește. Și roagă să-l ducă și pe fratele cel mai mic al lor, ce era acasă, să-l ducă și pe acela cu ei. Că pe acela nu l-a dus. Și îl duc și îl cunoaște. Fratele lui de mamă și de tată. Îl cunoaște. Și apoi a plâns cu ei. Dar a fost plâns de dragoste pentru el. Că s-au reîntâlnit și s-au văzut iarăși. Câtă dragoste era acolo. Cu câtă iubire i-a întâmpinat. El i-a dăruit tot să aibă ei. Le-a dat înapoi și bani, n-a contat nimic. Conta ce simțea el pentru ei, ca să fie cu ei. Mai mult, îi aduce pe toți și pe tata lui acolo în Egipt să le fie bine. Mai mult, le dă cel mai bun pământ din Egipt, unde îi așează, în Goșen. Să aibă tot binele. Iar când ei s-au gândit, dar Iosif nu-i face rău, îi adună și le spune:
nu vă fac rău. Că unde e dragoste curată, într-adevăr, bine curată de oameni, iubirea aceea nu face rău, ci bine. Aceea nu se mândrește, nu se trufește, nu caută rău, ci caută să facă totdeauna doar binele. Așa se poartă dragostea. Și ca să vedem un exemplu din legea nouă, cu câtă dragoste s-a purtat Maria și Marta cu Domnul Iisus Hristos. Cu câtă dragoste. Totdeauna aveau timp pentru Domnul Iisus Hristos. Totdeauna îl așteptau în casa lor. Totdeauna era loc în casa lor. Totdeauna se întindea masa pentru el. Ce înseamnă dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni? Ce înseamnă a fi credincios și cu Dumnezeu? Așa a fost și sutașul, și om de admirat, om cu funcție mare, cu mulți slujitori, cu mulți ostași, și merge el personal să lucreze pentru slujitor, să se roage pentru slujitor. Vedem că Domnul Iisus Hristos îi spune repede la cel sutaș, i-a zis, voi veni și îl voi tămădui. Răspunsul vine repede, clar și pe înțeles, voi veni. Dumnezeu nu lasă dragostea fără răspuns, vine fără răspuns. Și dă răspunsul și vine la ajutor când trebuie. Dumnezeu socotește că e cel mai bine. Iisus i-a spus, el a auzit, s-a smerit și ajutor a primit. Căci în acel ceas a lui servitor s-a vindecat. Ce înseamnă a lucra cu dragoste? Dar mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos din cer coboară pentru noi. Vine la noi oameni. Domnul Iisus Hristos din dragoste coboară și lasă slava cerească și vine la noi. Și mai mult, Domnul Iisus Hristos din dragoste pentru noi ia chip de rob. Vezi, ascultător, până la moarte și încă moarte pe cruce. Ba mai mult își ia crucea și o duce. Vedem, Domnul Iisus Hristos ne-a iubit, dar ne iubește și ne va iubi. A spus că rămâne cu noi. Iubirea e cu noi și El e cu noi. Nu ne lasă. Nu ne părăsește. Totdeauna lucrează pentru noi. Să avem cele bune, cele de folos, cele care ne sunt nouă, într-adevăr, de folos nouă și care ne ridică și care ne luminează și ne aduc bucurie. Dacă vorbim de sutaș, om lăudat de Dumnezeu. Dar oare noi n-am putea face să fim lăudați și noi? Să facem ca El. Să slujim altora. Prin iubire și credință. Să facem ceva bun pentru alții. Putem face. Cine ne oprește oare? Doar noi ne putem opri. Dar nu te opri, omule, ci fă. Și dacă vom face, Dumnezeu ne va lăuda precum pe sutaș. Ne va lăuda. Și ce bine e că ne va lăuda în cer și ne va pune lângă El și vom fi acolo pe veșnicie. Dar să călcăm pe urmele Lui. Să fim cu dragoste,
cu credință ca El, cu smerenie ca El, cu rugăciune ca El, cu jertfă ca și El. Dacă vom fi, Dumnezeu ne va lauda și în cer pentru veșnicie. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.